Care au fost acele măsuri? Desființarea universității? Nu. Există un plan de lichidare. Deci, în momentul de față, tocmai că spune. Dumneavoastră, încercați să mă întrerupeți și, în același timp, să denaturați răspunsul meu. Există un plan de reabilitare discutat în Senatul Universitar, aprobat de rectorul de atunci și transmis la Ministerul Educației Naționale și la Agenția Română de Asigurare a Calității. Acel plan include și plan, desființarea? Nu, nu. De ce acum se discută de desființare în condițiile în care în ultima ședință a Senatului s-a hotărât tăierea indemnizațiilor membrilor fondatori și alte beneficii? Dacă faceți o folosare greșită. Dacă atunci... Să nu cumva să rămâneți cu impresia că acțiunile pe care noi le demarăm astăzi sunt cauzate de conflictele dintre mine și Antonul Profesor, dintre mine și studenții mei, dintre mine și rectorul universității, între noi și Senatul Universității. Care este baza deciziei Baza deciziei noastre este problema scădere dramatice a numărului de studenți. Ați venit să vorbiți cu studenții, să ne comunicați lucrul ăsta și să luăm măsuri împreună, să ieșim, să facem promovare, să fim toți solidari și să tragem pentru această universitate. Ne-ați comunicat înainte să anunțați această decizie de lichidare. Toate aceste obligații au fost preluate de numa conducerea universității. Când a fost instalat noul senat, s-a ținut o prelegere în care noul senat s-a îngajat în introducerea în universitate un management informat. Dumneavoastră ați fost... semnat avizarea înființării, constituirii acelui senat. Atunci înseamnă că dumneavoastră nu sunteți de acord cu hotărârile senatului cu privire la planul de management de reorganizare al universității. Pentru că nici n-am luat cunoștință de acel plan. Dar dumneavoastră mai înainte ați spus că ați făcut... Vorbiți despre planul actualului manager, da? Și de cel anterior. Cel vechi, da. Ăla, mi-am asumat pentru el. În acel program erau incluse aceste măsuri de lichidare a universității? În care plan vorbiți? În planul anterior. De ce considerați că acum este oportună și necesară lichidarea acestei universități? Pentru că numărul de absolvenți de anul ăsta se apropie de 200. Ultima serie de studenți în anul întâi pe universitate a fost de 175. Iar anul ăsta nu sperăm să aducem mai mult de 150, așa deci, cum ne rugăm. Considerând că acele previziuni financiare includeau acest risc, scăderea numărului absolvenților, în această situație, de ce ați investit masiv în achiziționarea agenției de turism Terra Nova? A fost o încercare de a crește încrederea pentru universitatea noastră. Nu era de ajuns este o un protocol? Ce protocol? Un protocol de colaborare cu o agenție? Protocoale avem cu multe întreprinderi și asta agenții. Asta înseamnă că dumneavoastră ați luat o decizie managerială care a adus la falimentul universității? Nu. Deci de ce nu am lichidat? Anchetă fiscală. Puteți o faceți și o să demonstrați. Sunteți specialiști de acum. Dorim să devenim specialiști în cadrul acestei universități. Pe diploma noastră de absolvire a studiilor vrem să scrie Ministerul Educației Universitatea George Bacovia Bacău. Nu vrem, cum v-am spus și mai înainte în întâlnirea pe care dumneavoastră ne-ați refuzat-o, dar noi vrem să ne facem auziți. Noi nu vrem ca studenți să terminăm și să absolvim studiile la alte universități. Noi am girat pentru Universitatea George Bacovia, puteam să mergem la Iași, puteam să mergem în alt oraș, puteam să mergem în străinătate, dar nu. Am avut încredere în Universitatea George Bacovia
și am ales să venim aici. Ne-am ales un plan de învățământ, ne-am ales o dezvoltare academică aici, în Bacău. Dumneavoastră ați avut nevoie de noi până acum, noi avem nevoie de cadrele didactice și de dumneavoastră să ne finalizăm ciclul de studii. Dar în aceeași măsură dorim să promovăm conceptul de Universitatea George Bacovia Bacău. Pentru că dumneavoastră ați ales acum 20 de ani să veniți de la Iași, să porniți de la zero și să faceți ceva pentru Bacău. Dumneavoastră acum renunțați la ideile și convingerile dumneavoastră. Acum dumneavoastră ne spuneți nouă, celor tineri, noi nu avem încredere în studenții din Bacău, noi nu avem încredere în elevii de liceu din Bacău, noi, cei care am muncit de la zero și care v-am motivat și v-am impulsionat să ne alegeți pe noi, Universitatea George Bacovia, noi nu mai avem încredere nici măcar în noi. Ăsta este mesajul pe care dumneavoastră, membrilor fondatori, ni-l transmiteți nouă, actuali studenți și viitori studenți, prin această decizie pe care o luați acum. Sacrificii trebuie făcute de ambele părți, și de dumneavoastră și de noi. Noi nu vrem să pierdem acest pol al educației, noi nu vrem să fim acei studenți care vom fi rătăciți în Moldova sau în România pentru a ne finaliza studiile. Înțeleg că dumneavoastră veți depune, din ceea ce ați spus, veți depune toate diligențele pentru a ne asigura încheierea studiilor. Dar noi nu vrem să încheiem studiile decât așa cum le-am început aici, la Bacău, la Universitatea Bacovia, cu colectivul de profesori cu care am început. Și acum și în trecut. Vă mulțumesc! Profesori care ne susțin până la urmă. Și deci ne susțin pentru că și locurile lor de muncă sunt în joc aici. Locuri de muncă care nu sunt plătite sau remunerate cum ar trebui. În schimb, ați putea să spuneți dumneavoastră ce remunerații primeați dumneavoastră pentru faptul că erați simpli într-un consiliu director. Dacă vreți să ne răspundeți, dacă nu-i secret. Comparativ, salariile cadrelor didactice cu indemnizațiile salariilor. Da, ar fi profesor. Eu v-aș putea da un răspuns, dar mă privește personal. Deci nu angajează universitatea, ci este un punct al meu de vedere. În momentul în care s-a pus problema în finanțării Universității George Bacovia, eu eram profesor universitar doctor, conducător de doctorat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Turcia. Deci aveam toate titlurile didactice, parcurse de la asistent stagiar, nu era de vremea respectivă preparator, interpreparator, până la cel de profesor universitar, conducător de doctorat. Deci am acceptat să vin la Bacău pentru a mă angaja într-un proiect pe care nu ne puteam iniția sau susține în cadrul universității unde ne-am desfășurat acolo. În momentul în care noi, cei care suntem fondatori universității, ne-am propus în funcționarea universității, ne-am făcut un proiect de termen lung. Trebuia să obținem autorizarea din partea Guvernului României prin hotărâre de guvern în faza inițială pentru a demara activitățile din universitate. Apoi trebuia să asigurăm condițiile pentru ca acreditare, pentru că știți, în anii 90, că începutul anilor 90 era plină țară, era plină universitate. Da, mă scuzați, dar eu nu v-am întrebat să faceți universitate. Mie mă interesa ce remunerație aveți vreodată să spuneți în fața camerei. Eu când am plecat de la Iași, de la universitate. Am înțeles, ați plecat de jos. Nu, ați ales să vă dedicați învățământului, fără să înființați o asociație comercială, sigur. Nu? Însă, vă rog să mă credeți că n-am fost așa din aici, încât să renunț la Universitatea Cuza din Iași, care mi-a oferea niște drepturi, inclusiv bărești, să vin la o universitate neacreditată, deci nu aveam nimic în Bacău acreditat. Ați luptat pentru a o acredita. Sigur, da. Și acum dumneavoastră de ce o îngropați? Nu, dumneavoastră o îngropați, nu noi. N-am luat, dacă ați ridicat problema de lucruri, dar eu nu vreau să vă spun. Deci eu n-am câștigat la Universitatea Bacău niciun euro plus. Dar ce nu poți fac de lei, aici vorbim de mii de euro.
Alți bani, nu vorbim de bani. Exact, banii pe care i-aș fi câștigat la Universitatea Alexandru Vasile. Ce bani? Ce sumă? Despre ce sumă este vorba? Suma este, mă privește pe mine și Universitatea Alexandru Vasile. Da, este o afacere. Da, este o afacere. Deci eu vă răspund să vă luați de declarația de avere al domnului Botaș, unde reiese în 2003. Cât primea de la Universitatea 2300, cât primea de la Universitatea George Bacu. Și apoi se poate, se pot întreba cadrele didactice să vedem comparativ unde s-au dus, unde s-au scurs bani. Uitați, care puteau, dacă într-adevăr iubea și uitați, domnul s-au dedicat pentru această universitate. Când la bibliotecă, unde sunt banii? Tot ce aveți aici sunt banii dumneavoastră. Citiți plăcuța din banii noștri. De asta am stat în fric și nu avem un material. Deci aici sunt banii noștri, dar noi ați vrea să-l închiriți, să ne trimiteți în altă parte, ca să înțeleg. Deci așa, ați spus acum. Noi nu cerem decât să ne mai lăsați una, să facem promovarea cum trebuie, să punem în aplicare managementul care credem noi că este mult mai eficient decât cel din trecut și să vedem rezultatele. Dumneavoastră nu ne-a lăsat să ne punem în aplicare managementul și eu zic să vedem finalitatea. Eu, dacă vreți să căutați, cine nu vă lasă să continuați acolo? Păi dumneavoastră ați transmis acum că trimiteți în lichidare. Situația deci noi nu putem să facem o scriere dacă dumneavoastră trimiteți Universitatea în lichidare. Da. Asta este situația în care am ajuns astăzi. De ce? Ne-ați consultat dacă noi vrem asta. Noi vrem să luptați alături de noi pentru relansare, nu pentru lichidare. Noi vrem să ne finalizăm taxele noastre. Taxele noastre unde sunt? Exact. Da, și taxele generațiilor următoare. Unde s-au dus? De ce s-a ajuns aici? Taxele studenților noștri sunt materiale cu ceea ce dumneavoastră ați găsit în universitate când ați venit aici. Când a venit aici, aici infrastructura și materialul de la bibliotecă care nu sunt prioritatea numărul 1 la investiții în universitatea noastră, după ce am asigurat toată baza materială, a fost dotarea bibliotecii. Nici o restricție n-am avut la cheltuieli cu dotarea bibliotecii universității. Ceea ce vi s-a comunicat cu noastră este o informație despre care nu mergem și nu vedem materiale. Noi am investit tot cu prioritate fondul universității în dotarea bibliotecii. E singurul capitol la care n-am avut nicio restricție. E singurul capitol la care am spus că metro, întâi și întâi, se trebuie în bază de rezervă. Există un fond de rezervă? De 4 ani de zile trăim ca universitate dintr-un fond de rezervă. Noi puteam să intrăm în lucrarea acum 4 ani. Păi da, dar așa însemna, dacă trăim din fondul de rezervă, ar însemna că noi de 4 ani de zile, studenții care au fost din 4 ani de zile, n-au plătit nimic, am venit la buget. Unde sunt bugetele deci, ale studenților? Banii plătiți de studenți timp de 4 banii ani. Banii plătiți de studenți n-au ajuns nici pe departe la comunitatea cheltuielilor universității. Dar unde au ajuns banii? Salariile la profesori au scăzut. Indemnizațiile și salariile membrilor fondatori și a Consiliului de Administrație s-au diminuat solidar cu profesori sau au crescut? Dar nu pot să spună că vă spun foarte clar. Salariile mele n-am acceptat să fie reduse pentru că aș fi regretat că am plecat de la Universitatea Cluj. Vorbim de un deci nu ați fost solidar cu toată comunitatea academică. Nu ați fost solidar cu noi. Adică noi de ce trebuie să suferim doar noi? Dumneavoastră refuzați să suferiți. Dar noi trebuie să acceptăm să suferim. Asta înțelegem. Și vă repet, și cu asta închei, vă repet, studenții actuali ai universității nu o să aibă absolut de fel de suferit. Noi, cu răspunderea care am înființat universitatea, vă asigurăm continuarea studiilor în universitatea. Da, dar noi suntem Botăuani și pentru comunitatea locală, noi vrem o universitate. Asigurați finanțarea universității. Pe lăsați-ne să asigurăm. Nu trimiteți în lichidare universitatea. Noi atât cerem. De ce trebuie să ne îngropați, să îngropați instituția ca atare și pe noi studenți și potențiali studenți cu ea? Inclusiv profesorii care vor rămâne fără loc de muncă. Adică dumneavoastră ca și membrii fondatori și ca specialiști în management, în resurse umane, dumneavoastră pentru o societate, considerând că această universitate ar putea fi o societate comercială, un bun manager, în momentul în care vede că are mici probleme, ce face? Închide și ia jucările și pleacă acasă?
patrimoniul. Nu sunt nici probleme, sunt probleme foarte grave. Bun, atunci, angajați un manager, dacă nu este cel care a fost deja angajat, care să-și conducă... Cu ce vă deranjează această universitate? De ce nu vă lasă să continuați mai departe? Cu ce vă deranjează? Da, dacă noi funcționăm, cu ce vă deranjăm? Nu vrem, deci vreau să exprim punctul meu de vedere. Ca profesor... V-ați bătut joc de profesor, le-ați diminuat salariul. Dumneavoastră n-ați putut să... Vreau să vă răspund. Ce să vă mai răspund? Să răspundem așa, istorii de la Alexandru Ioan Cuza, n-ai rost.